fost vremea săptămâna trecută la Buzat. Prima ediție a festivalului Electro-Ruca de Buzat a găzduit mai mulți artiști, de la producători locali la artiști plastici, de la muzică la teatru și de la Iureș la Cil. Să zic și mai nu mai știu ce. Pentru că weekendul tocmai ce a trecut, iar noi încă sunteți. Noi și voi. Pentru că weekendul tocmai ce a trecut, iar noi încă suntem conectați, fiți pe fază la ce ne pregătește săptămâna aceasta. În funcție de audiența declarată, sâmbătă avem Urma la Căpițe cu 700 de persoane interesate. Urmat de brandul Benserate, care ne invită tot sâmbătă la prima seară de dans. Prima seară de dans? Nu merge. Care ne invită tot sâmbătă la o seară de dans. Urmat de brandul Penserate, care ne invită tot sâmbătă la o seară de dans în cafeneaua Clapca din Piața Unirii. Pentru că vorbeam de vreme, rafalele de muzică vor fi asigurate de artiștii noștri locali, VLF și Prozăcel. Dorii de artă, weekendul acesta va avea loc Czech Art Festival, eveniment ce găzduiește artă. Pentru iubitorii de artă, weekendul acesta va avea loc Czech Art Festival, eveniment ce găzduiește atât artiști locali, cât și din afară, Budapesta, Londra sau Novi Sad. Tot acțiunea se va desfășura în Piața Unirii, Piața Libertății și străzile pietonale adiacente. Under Behavior a fost pe val toată vara, iar acum ne surprinde din nou vineri. Din nou! De ce am cu din nou ăsta? Under Behavior a fost pe val toată vara, iar acum ne surprinde din nou vineri cu un after closing cu Rare și o figură fundamentală a mișcării electronice actuale. Nu ne miră că se află în acest clasament cu peste 1000 de persoane interesate. În paralel, se va desfășura cu audiență de peste 1000 de persoane, weekendul acesta va avea loc târgul de produse naturale și bio Healthy Planet Expo. Acesta se va desfășura la Muzeul Satului Bănățean, unde vom avea parte și de activități sportive și de trainer sau persoane care pot împărtăși secretele trăitului sănătos. Cu siguranță nu vă sănătăți. Dacă ajungeți, dați un feedback.